Raul Trifan, senatorul USR de Timiș, a depus proiectul de lege, pachetul civic de majorat. Potrivit acestuia, când împlinește 18 ani, fiecare tânăr va primi acasă o copie a Constituției și o scrisoare semnată de președintele României. În Constituție vor fi subliniate pasajele importante pentru un tânăr adult și orice alte informații de interes pentru ca ei să-și înțeleagă cât mai bine drepturile și obligațiile pe care le-au dobândit odată cu vârsta majoratului. Tinerii reprezintă o parte esențială a comunității noastre și merită să fie tratați cu respect și cu considerație. Din păcate, în prezent, mulți dintre ei se confruntă cu diferite obstacole care le îngreunează integrarea și dezvoltarea în țara noastră. Șomajul ridicat, lipsa de perspective și dezinteresul instituțiilor publice sunt doar câteva dintre problemele cu care aceștia se confruntă zilnic, a precizat Raul Trifan. Senatorul USR de Timiș a spus că acest proiect este primul dintr-o serie de proiecte dedicate tinerilor pe care dorește să le lanseze în perioada următoare.